Februarie cu temperaturi de primăvară. După o perioadă ploioasă, mâine va fi cea mai caldă zi din săptămână, cu temperaturi maxime de până la 20 de grade Celsius. În cursul dimineților, temperaturile vor începe să scadă și se vor situa între 1 și 6 grade Celsius. Mâine vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul variabil, vântul slab până la moderat, se vor înregistra maxime termice între 14 și 19-20 de grade, poate chiar 23 de grade pe lunca Dunării. Va fi cea mai caldă zi din luna februarie a acestui an. Maximele termice miercuri dimineața vor fi cuprinse între 4 și 9 grade. În cursul nopții de marți spre miercuri spre dimineață vor sosi norii. Miercuri va fi din nou frumos, cer variabil, vânt slab până la moderat, maxime între 10 și 15 grade și minime între 27-8 grade. Ploile vor fi puține și slabe cantitativ și vor apărea cu o probabilitate mai mare între 17 și 20 februarie. Un proces de răcire a vremii se va produce noaptea de miercuri spre joi, cerul se va înnora joi, local va ploua slab, vântul slab până la moderat, maxime termice joi între 7 și 12-13 grade și minime între 1 și 5-6 grade vineri dimineața. Vineri, valori maxime de temperatură între 4 și 9 grade, va fi ziua cea mai rece probabil. În prima parte a zilei izolat va ploua slab, vântul va sufla slab până la moderat. Minimele termice vineri dimineața vor fi cuprinse între 1 și 5 grade. Sâmbătă și duminică vremea se va încălzi din nou, cerul variabil, vântul slab până la moderat, maxime termice între 8 și 14 grade și minime între 1 și 5-6 grade.